Miercuri 17 iulie va avea loc prima probă scrisă a concursului de titularizare. În județul Suceava s-au înscris 834 de candidați. Examenul se va desfășura în două centre. După primirea subiectelor de concurs, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depășit cu una sau două ore numai de candidații cu deficiențe grave. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte să se deschidă plicul cu subiectele nu mai pot susține proba scrisă. La concursul de ocupare a posturilor de didactice, vacante, rezervate, complete și incomplete, concursul are loc în data de 17. În această perioadă se validează dosarele, fișele de înscriere a candidaților care au susținut fie examenul de bacalaureat național, fie examenul de licență, fie disertația la masterat și care au promovat, iar în această perioadă prezintă adeverința cu notele obținute în anii de studii, cu nota finală pentru care se întocmește o medie de departajare. La concursul de ocupare a posturilor sunt înscriși 834 de candidați, incluzindu-i chiar și pe cei care validează în acest moment. Concursul are loc în două centre, și anume în centrul numărul 1, care are loc la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza din Suceava, și centrul numărul 2 de concurs la Școala Gimnazială Miron Costin. Concursul se desfășoară pe discipline. Ora de începere este ora 10. Candidații trebuie să fie în săli până cel târziu ora 9. Fișele acestora sunt introduse în acest moment în sistemul informatizat, iar listele cu candidații repartizați pe săli și pe cele două centre de concurs vor fi afișate până cel târziu în data de 15 la ora 18. Ca tocmai dacă există vreo inadvertență sau vreun candidat care nu se regăsește pe liste, mai există și data de 16 în care se poate remedia orice disfuncție sesizată. Scopul acestui concurs este într-adevăr, într-o primă etapă, titularizarea, adică candidații pot ocupa posturi cu viabilitate de 4 ani în momentul în care obțin în urma acestui concurs media de 7, cel puțin 7. Ca apoi, într-o etapă ulterioară, pot ocupa orice fel de post, indiferent de viabilitate și indiferent dacă este vacant sau rezervat, în funcție de media de peste 5 obținute la acest concurs. Sigur, avem participanți și din alte județe. Aceștia, candidații din alte județe, au susținut la nivelul județului fie inspecție specială la clasă, fie probă practică. La fel cum pe plan național, candidații se pot înscrie în oricâte județe doresc, cu condiția de a susține în fiecare județ în care s-a înscris, fie inspecție specială la clasă, fie probă practică în specialitatea postului. Iar în ziua probei scrise își aleg județul în care țin proba scrisă. În acest moment, el poate participa la acea primă ședință de titularizare, adică în momentul în care a obținut peste 7 și se acceadă către un post cu viabilitate mai mare de 4 ani, în județul în care a susținut scrisul și în care a avut proba practică sau inspecție specială la clasă. În ziua următoare a acestei repartizări, el poate participa în oricare alt județ în care a susținut inspecție specială la clasă. Deci candidatul care se înscrie în mai multe județe are mai multe șanse de a putea ocupa un post cu viabilitate mai mare de 4 ani. Își poate alege, pentru că există județe în care au poate mai multe posturi pe o anumită disciplină și mai puțin candidați, sau invers, care sunt de fapt cele mai nefericite, să ai puține posturi și foarte mulți candidați, sau să nu ai deloc posturi titularizabile și totuși candidații să vină la concurs. Se face o medie între proba scrisă și acea inspecție specială la clasă sau probă practică, reprezentând trei pătrimi: scrisul, o pătrime, proba practică sau inspecția specială la clasă. Repartizarea posturilor, catedrelor, se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obținute la examen, conform legii, în limita numărului de posturi catedre didactice din lista afișată pentru concurs.